Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei din secolul al XV-lea, a rămas în istorie ca unul dintre cei mai mari eroi ai neamului românesc. Născut în anul 1433, Ștefan a devenit domnitor al Moldovei în 1457, la vârsta de doar 24 de ani și a domnit timp de 47 de ani până la moartea sa în 1504. În timpul domniei sale, Ștefan cel Mare a purtat numeroase bătălii pentru apărarea independenței Moldovei și a credinței creștine împotriva invaziilor otomane și tătare. Una dintre cele mai importante victorii ale lui Ștefan a fost bătălia de la Vaslui din 1475, în care a învins o armată otomană de 3 ori mai numeroasă decât a sa. Ștefan a construit și întărit numeroase cetăți și mănăstiri, printre care se numără cetatea Neamțului, cetatea Sucevei și mănăstirea Pudna, unde se află mormântul său. Domnitorul a fost un strateg militar desăvârșit, dar și un diplomat abil, reușind să mențină independența Moldovei prin alianțe cu puterile creștine ale vremii. Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992, fiind considerat sfânt pentru faptele sale de apărare a credinței și a neamului. Figura lui Ștefan cel Mare a rămas adânc întipărită în conștiința poporului român, fiind celebrată în legende, cântece și opere de artă. Astăzi, statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare din Suceava este un simbol al vitejiei și al demnității poporului român. Moștenirea lui Ștefan cel Mare continuă să inspire generațiile actuale, fiind un exemplu de curaj, dăruire și iubire de țară.